Bună seara, bun venit la Astrologie în direct. Sunt Răzvan Neme și vă invit să petrecem o oră întreagă alături de cei mai buni experți, cei mai buni consultanți în astrologie din România. 0903 903 902 este numărul care vă stă și în această seară la dispoziție pe parcursul a două ore. Avem o ediție specială. Invitata noastră de astăzi, ca și în alte serii, este doamna Rodia Tilianu. Bună seara! Bună seara, dragii mei! Sper că sunteți la fel de prezenți la începutul emisiunii și nu veți părăsi, nu cum a spus Răzvan, o oră, ci astăzi seară surpriză, două ore avem la dispoziție să fim împreună. Iată că seara, noaptea frumoasă a lunii ne va aduce și un subiect interesant, nu vi-l dezvălui încă, pentru că aș vrea să-i spunem bună seara, dacă este de acord și Răzvan și domnului Viorel. Așa este, îl avem și pe domnul Viorel alături de noi în această seară. Bună seara, domnule Viorel! Bună seara și din partea mea și să vă salut cu o reflectare. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar cum fericirea înseamnă sfârșitul datoriilor, înseamnă că aduce bani. Pentru a vorbi cu domnul Viorel, trebuie să formați interior 633. Puteți să îl apelați în acest moment, la fel vă așteaptă și doamna Rodia. 0903 903 902 este calea dumneavoastră directă spre cea mai bună echipă de astrologi din țara noastră. Se pare că avem pe cineva. Bună seara, bun venit la Astrologie în direct. Vă fac legătura cu doamna Rodia. Vă mulțumesc. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Sigur că da. 31 octombrie 1982. Deci o secundă, octombrie. Da. 31. Da. 1982. Da. La ce oră știm, stimate domn? 12 noaptea, aproximativ. 12 noaptea. Da. În ce localitate? Comuna Cârpiniș m-am născut. În ce județ este? Îmi cer scuze, nu Timiș. Știu. În județul Timiș. Timiș. Așa. Da. Ce întrebare aveți pentru mine? Deci vreau bani și carieră. Bani și carieră. Superb. Stimate domn, dumneavoastră sunteți ascendent leu. Pentru un ascendent leu, banii sunt foarte, foarte importanți, atâta vreme cât credința leului este aceea că strălucirea se obține doar prin conturile în bancă. Total greșit și până când nu se rezolvă acest conflict interior, lucrurile financiare pentru un ascendent leu stau destul de delicat. În casa financiară dumneavoastră aveți Fecioara. Iată cum, pentru dumneavoastră, o bună contabilitate financiară personală este extraordinar de potrivită, pentru ca permanent să aveți bani. Fecioara, fără nicio planetă în casa financiară, înseamnă echilibru și armonie, culegere de roade din munca proprie. La modul generic, vă voi spune și pentru acum. În planul carierei dumneavoastră aveți munca. Deci două semne de pământ care spun așa. Nu veți avea niciodată reușite în carieră, implicit nici financiare, fără multă muncă. Luna pe mijlocul cerului, chiar la începutul casei carierei sau în altei case a carierei, spune că prin muncă veți avea bani extraordinar de mulți. Și ne uităm pentru acum să actualizăm, să vedem dacă aveți vreun blocaj sau vreo atenționare din partea astrogramei. Da, aveți Saturnul, perioada aceasta, în casa financiară. Saturnul ce face? Tot ceea ce ați făcut greșit cu banii până acum este pus în valoare de către Saturn. Va sta încă până la mijlocul anului viitor, Saturnul în casa dumneavoastră financiară și iată cum, pentru dumneavoastră, pot să fie acum rezolvări pe zona deciziilor bune în ceea ce privește
partea financiară. Din punct, perspectiva carierei, se pare că zilele acestea este posibil să obțineți o mărire de salariu, iar chiar pe cariera, pe funcția din carieră, nu avem evenimente acum. Numai bine, stimate domn. Foarte sper că... simpatic telespectatorul, v-a spus direct că vrea bani. Siguranță, doamna, se pare că avem pe altcineva.